Bă, știi ce pedeapsă aș da, mă? L-aș lega... Bă, dacă eu am creier tâmpit, fii atent, ce pedeapsă i-aș da eu lui Bogdan. L-aș lega și cu Ana și cu Roxana. Ce la miză! Fii atent, dă-mi cartonaș galbe că refuz. Bă, auzi, mă, asta-i dau pedeapsă, gata. Ce, tu cu Ana legată. Bine, o să stau niciodată eu cu leșinata aia murătură. Când vreodată să-ți dau eu cu aia? Dar vorbește frumos, mă. Hai să mai stau puțin. Exact, exact, nu vreau să zic. Da, și frumos, nu știu ce ai avut astăzi. Cred că încep tu să te îndrăgostești. Mai este până acolo. Stai cu mine. Mai este până acolo. Mai este? Mai e. Glumesc, n-ai. 30%. Ești 70%. Oricum, na, că mai ai probleme, tale. Amoroase, nu poți să te îndrăgostești așa repede. Adică eu n-aș putea. Eu aș putea, pentru că tu mai mult decât am avut un... Da, nu contează dacă a fost intens. Tu mai mai faci așa. Cum aprind mă și sting, la fel direct. Când vorbești mult, eu mă... Hai mă, mă cum mici. Ce faci? Nu e timpul să o urcă. Mă duce așa, piscă, că pe prinții ei, zic? Da! Cam nu m-a pupat pe gură. Nu te pupam pe gură, nu pe gură voiam să te pup. Tu ai întors capul. Ia! Hai, 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 hai! Ah, mamă! Pupă, băi! Spatele lui. Nu mai poți. Nu mai poți să-mi dai. Nu mai poți să-mi dai pedeapsă. De ce nu v-ați sărutat? Păi vreau să fac că spun aici. Ce ai zis de pedeapsă? Am zis că nu cred că mai poți, că mi-a dat pe televizor să mă întorc și m-am întors. Păi nu, ai plecat când ai vrut tu. Ce crezi? Pedeapsă. N-ai cerut să pleci. Dacă îmi dai pedeapsă, mă întorc înapoi. Nu te și torci, mai e încă una, două. Nu interesează, ai pedeapsă. Lasă-mă să întoarcă și te-ai două. Mi-a zis să mă întorc pe televizor. Bă, nu mă interesează, ai pedeapsă. Nu, doamna Andreea o să zică probabil. Că trebuie pedeapsă. E plecat în partea. Da, Andreea o să zică. Dacă m-am întors în televizor, m-am întors. Tu ce faci acum? Vrei să-mi bagi mort în casă sau ce? Nu înțeleg. Eu nu încercam să-ți fac așa, dacă... Mamă, dar pedeapsă. Ce e săgeata albată? Cu toate săgeata roșie era aici. Ce să s-a băit? Frate, eu nu încercam să-ți bag mortul. De ce ai trecut în partea? Dacă mi-a scris pe televizor... Bă, dar te-am avertizat. Ce pedeapsă îți dau dacă te duci? Te-am nu, frate. Băi, nu fii, Jador, postești cu mine. Ce ai? Măi, te-am avertizat. Băi, frate. Te-am avertizat? Jador. Nu. Jador. Stai cu Roxana legat și cu Ana. Jador. Cu amândouă, una în spate, una în față. Jador. Nu, frate, dar, băi, frate, tu ești acap. Nu. Frate, nu sunt catering, vezi că nu glumesc. Vreau așa, tu mă legat cu Ana în față și... Nu. Mă cu Roxana în față și cu Ana în spate și să pun acolo melodia. Să iubești două femei? Nu. Mă supăr pe tine, frate. Băi, auzi, auzi, dorule. Ana în spate, Roxana în față, legat cu bandul. Și prin muzică să iubești două femei. Niciodată nu o să stau eu cu aia lângă mine. Vreau, vreau, vreau. Dar nu stau eu cu aia niciodată. Ce ai, frate, vrei să mă supăr pe tine? Ce ai, n-auzi? Mamă, te-a treaba ta. Azi. Jador. Băi, băi, uite-te în ochii mei, ce ai, ce, ce ai, ești nebun, n-auzi cum mă supăr. Ce, dar ce trebuie să zic, n-auzi cum mă supăr? Dar dacă ți-am zis dar n-auzi cum mă supăr, ce înseamnă? Tu n-auzi? Dacă ți-am zis dar tu n-auzi cum mă supăr? Băi, zici pe televizor să mă întorc, m-am întors. Așteaptă să-i dai pedeapsă să fie... Băi, zici să mă întorc cu televizor, m-am întors, gata. Pune-te și în locul meu, ce vrei? Dar puteți să vorbești cu ea pe televizor, băi. Pedeapsă! Pedeapsă! Trebuie pedeapsă. Nu trebuie nicio pedeapsă. Păi treci toți, bă, treci toți din cauza. N-ați auzit ceva? Vrea să-l trimiți, ea caută să-l trimiți cu Bogdan la date. Da, lasă-mă. Și acolo, măi, Bogdan, măi, măi, dar ce vezi tu la fata aia, măi, Bogdan? Să-i nervezi placa, pă, dacă mă apără să termine emisiile, uite așa. Da, bandit, tot aci, că toată aș fi să fii singur, să nu fii micro. Eu o să fiu singură, ce să mai vorbesc? Băi, dacă nu era Ana, nu mă băga în seamă, ești nebun, mă ignora total. Da, așa vreau eu. Faci așa numai că stau eu cu Ana, ești nebun. Nu e adevărat. Cum a fost să perna acum ia, în față. Ia, vezi cum vorbești, vorbește frumos, băi. Ca să băi, mă fac și eu. Vorbește frumos că ești la televizor, te văd spectatorii tăi. Așa, asta era scenariu! Bravo, bravo! Băi, bă, tăi. Băi, bă, asta, că acum iau să-ți trintez masa asta. Băi, ce nervi am. Vreau să mă vrăjelile astea ce televizor, bă, băiatule. Uita că ești ca mine, nebunule, dar ești bărbățel doar, eu sunt femeie. Stai cu minte cu vrăjeli. Bă, băieți.
Dacă eu îl favorizez pe el, la fel cum face Simina cu Alex, că nu i-a dat pedeapsă nici acum, dacă eu îl favorizez pe el, toți zic, oh, dar lui Bogdan nu e, dar frate, de ce? Da, cu prietenul tău, că nu știu ce, știi? Da, mă, dar pe la deranjă că arunc portretul ăla, mă. Lasă pe el, mă, dacă nu înțeleg. Pedeapsă, că nu a cerut voie să plece înțeleg. Acolo, nu înțelegi? N-are voie, frate, n-are voie. Ce-ai făcut? Ce-ai vorbit? Ar vrea să fii puțin mai, să nu te mai aprinzi așa, adică să nu-ți faci speranțe mari. Eu m-am pus lângă el și a plecat dincolo. Păi da, să-ți supăra pe tine. De ce? Tu ai părerea că eu sunt obsedat? Lumea a spus că eu sunt preinsistent, că-ți scriu prea mult. De sincer zic adevărul, să știi. Deci, cu Jador m-am apropiat, deci sincer nu vorbesc cu prin mesaje cu Jador. Okay. Deci m-am apropiat mai mult în casă. Din a vorbi cu tine? Cred că acesta este diagnosticul tău. Ce? Nu o să treacă niciodată de Simina. De când am văzut-o coborând pe scări, prima oară mi-a plăcut părul ei cel mai tare. Atitudine, rochița, tot. Ai reușit să te apropii de Ana? Da. Suntem apropiați. Îți mai fuge gândul la Roxana? Nici o secundă. Te-a dezamăgit cu ceva? Nu m-a dezamăgit, dar mult prea aruncă la vorbe, vorbe așa și nu zice nimic concret. Crezi că se joacă? Exact. Tu, Alexandru, ai simțit ceva puternic pentru Bianca? Da. Și când m-am întors înapoi în casă. Când s-a stins? Bă, dați-mi drumul, bă! Au plăcere să te iei. Nu, mă, nu. Nu vreau. Îți dau pedeapsa, mă jur. Cui, mă? Nu ăsta. Lasă-mă, frate. Păi de ce i-ai de pedeapsa? Nu, m-a enervat. S-a enervat, m-a enervat, ești nebunit. Dar de ce, frate, partea? Băi, a cerut voie la cameră, l-am văzut și eu aici. Băi, mă, picioare, tu ești... Bă, cuvânt de n-a cerut voie la cameră, l-am văzut. Dar nu-i dat voie, frate. Nu ți-a dat voie? A, eu am văzut că a cerut, nu am văzut dacă i-a dat voie. Nu stiți pe televizor, întoarce-te, m-am întors. Lasă-mă că și Roxana, prea de tot, mult, prea exagerat. Ha? Eu înțeleg că mai ține la ea și astea, frate, și încă îl mai place, dar... Dar ce așteptări ai? Ai că te pup cu trei. Mă, și afară de ce nu faci așa? Când... Nu, dar ce așteptări ai, afară, frate? Când suntem afară, n-am nicio treabă, Roxana. Deci te pup cu trei, stai aici, râs cu toți, vii, îi lingi, faci striptease, îți arăți fundul pe aici. După aștepți de la ce de la el? Adică... Ce respect ar avea el pentru el să se împarte? Ea are altă gândire, probabil, să atragă pe Bogdan înapoi, probabil, și asta. Deci că poate lucrurile astea îl afectează și până la urmă o să mai reziste și o să se împace cu mine. După obiceiurile, o linzi doi bărbați în fața mea. Dar mă, știu eu, am văzut asta. Tu ai așteptări de la mine, ce vrei să fac? Dar nici mie nu-mi place, Bogdan, dar zic așa cum gândește ea, probabil. Frate, n-am luat de pretenții de la mine. Dar nici mie nu mi-a plăcut, îți dai seama. Dar zic eu cum gândește ea, probabil. Da, frate, dar cum era să zic eu, a, bă, uite, m-am gândit mai bine. Decât să mai liși pe vânt. Da. Decât să te mai liși cu vreo unul sau... Mai bine ne împăcăm că nu o să mai faci nimic. Hai să împăcăm, cât eu vreau să te iau una. Da, da, și până ieșim, stăm împăcați aici de emisiune, când ieșim afară, ce Ana? Faci? Ana, nu, că Ana e prea fată cu minte, prea fată bună. Ana nu mă arăt niciodată și de asta nu pot să stau cu ea. Da, eu nu-mi doresc așa ceva, mie îmi pasă să zic că lavă, dar e de joc. Fă și tu în contră. Mare șmecherie. Nu știu, frate, cum să te zic. Cel mai tare doar indiferența. Păi, eu ce-am spus? Ta doare. Dacă tu glumești cu ea, eu zic și când dimineața acum, ai glumit cu ea că... Eu am glumit cu ea. Nu, eu vorbeam cu Ana. Așa crezi tu, dar ea crede altceva. Da, mă, ea credea că vorbeam cu ea altceva. Nu se vede, frate, dacă tu stai pe ecran cu ea și tu nu vezi cum arăt, adică tu vorbeai de subiect, nu te uiți la tine cum arăt sau nu știu cum ai spus. Și vorbeai de ea, gen. Normal că, tu îi dai șanse, băi, vorbește de mine, încă râde, frate, cu mine, încă glumește. Party. Și cum se interpretezi, frate? Așa interpretează orice. Nu, frate, dar știi totul meu că eu ești la o mormântare, cred că fac glume, ești nebun, așa se o cate. Faci glume, frate, dar nu cu ea. Cred că ieri a fost prima oară când chiar m-a enervat rău. Deci prima oară când nu-l mai suportam, da, dar nu, dar aveam furculița, am venit așa. Băi, frate, Jador are un suflet foarte mare, este bun, dar totodată îmi tărâtă mult prea...
Dar să știu, dar haide, vede că nu mai. Da, probabil nu-și dă seama. Sau probabil că crede că glumește, știi? Da, să mă lasă în pace, că n-am nevoie să-mi zic că el mai plânge. Zici că e iubitul meu și mă interesează pe mine. Păi dar nu mă interesează de păsarea lui. Dar dacă lui îi păsa, cum să nu te interesezi? Păi dar să nu vorbească cu mine, să vorbească singur sau să facă ce vrea el. Dar ce vrei, să-i zică lui Ana, Ana, duci și spune-mi să-mi lasă mai plângă? Nu, dar nu trebuie să-mi zică. Frate, la modul ea are iubit acum, înțeles? Se supără dacă vine și aduce ce lucrul ăsta ei. Doamne, ferește, dar mie sunt peste de cineva să o țin la... Dar și eu m-aș duce, dă-i seama și eu. Păi da, dar tu... Poți să ai și copii, frate, știu... A, că el ține la ea, da. Păi da, dar nu toată ziua să vorbești, să se apropie de altă fată, să mă lase. Tocmai de azi plec eu acasă, că eu am iubit, el nu are iubită și el nu se apropie de niciuna din cauza, că poate sunt și eu aici. Așa plec eu acasă, își face și el iubită, își vede de viața lui, nu mă mai vede, îi trece. Dar să stau aici, îmi seacă mie creierii. Bogdan Mocanu, am o veste foarte bună pentru tine. Dar dă drumul la ușă. Ce-ai pățit, mă? Bă, vrei să-ți dau o veste bună sau nu te dau? Zi-mă că te auzim. Stai, mă, să vedem ce vrei. Da. Zi. Fosta ta iubită, neagră și pârlită, a zis așa. Când... Dar tu nu ești poștă. Când... Stai jos, Jador, Jador, stai jos că ți-ai... Îți zic asta pentru tine, gen, știi? Stă la cameră. A zis că dacă tu o să faci un cuplu oficial cu Ana, eu o să te las în pace și nu-ți mai zic nimic. Da, știu că asta mi-a zis și mie ieri. Păi și... Și atunci ce aștept? Dar, frate, trebuie să mă cunosc cu Ana, trebuie să... Vrem amândoi să vrea și Ana să fie convinsă și Ana și eu trebuie să fiu convins. Știi ce presimt? Ah. Că... Da, știu că... Asta o să pungă cineva rău.